Curățenia în gospodărie. Disciplină, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa 1. Vi amintiți pe Adina și Radu? Cei doi frați au petrecut o săptămână din vacanța de vară la verii lor care locuiesc într-un sat, într-o zonă de deal. Gospodăria verilor cuprinde casa, grădina cu legume și pom fructiferi, meri, peri, pruni, dar și grajdul pentru animale și cotețe pentru păsări. Pentru a avea animale și plante sănătoase, toată gospodăria trebuie curățată și îngrijită, nu numai casa în care locuiesc, așa că fiecare dintre membrii familiei contribuie cu ce poate. Sâmbătă dimineața, copiii au aflat că este zi de curățenie a casei și a gospodăriei. Mai întâi au observat ce se folosește pentru curățenie. Pentru casă, mătura din paie de sorg, iar pentru curte, o mătură împletită din nuiele, cu coadă. Din haine vechi, mătușa a pregătit cârpe curate pentru a șterge praful. Adina și Radu au ajutat și ei la curățenia camerelor. Unele lucruri erau ca la ei acasă, dar altele erau diferite. Copiii au aerisit camerele, au măturat dușumeaua cu mătura din paie de sorg, au șters praful de pe rafturi și de pe sobele de teracotă, au așezat la locul lor cărțile și jucăriile, au dat florile din grădină și au cules apoi flori proaspete pe care le-au pus în vază. Verilor au făcut niște lucruri mult mai interesante. Au măturat în coteț la găini cu mătura de nuiele, pe care a făcut-o tatăl lor, apoi au văruit cu var alb cotețul păsărilor, folosind un trafalet mare. În timpul acesta, mătușa a făcut săpun, pe care îl folosesc la spălat rufe. Pentru spălat pe corp, familia produce săpun de casă, cu levănțică și trandafiri. E un proces mai complicat, iar copiii nu participă decât la culesul plantelor. Unchiul a făcut curățenie la grajduri mai întâi, iar gunoiul de grajd îl va folosi ca îngrășământ natural. Îl va împrăștia când vor săpa grădina pentru ca plantele să crească mai mari și mai puternice. De acolo a adus cartofi și dovlecei, tărtăcuțe și castraveți. Unele dintre legume erau pentru animale, așa că i-a lăsat pe copii să se joace mai întâi cu ele. Cum credeți că le-au folosit? Întreaga gospodărie era acum curată, iar copiii s-au relaxat și au creat jucării. Cu fire de lână sau pene, resturi din cârpe, niște rondele de morcov și coacăze, copiii au confecționat păpuși vesele ca să se joace împreună. Jucării din materiale naturale. La prânz, copiii erau obosiți, dar mulțumiți că fuseseră de ajutor, iar casa și întreaga gospodărie erau curate și îngrijite. Aerul de deal le-a făcut poftă de mâncare, așa că s-au spălat pe mâini cu săpunul de levănțică și au pus masa pentru a se bucura de ciorba proaspătă de legume. Este timpul să stăm de vorbă. Cum procedați atunci când faceți curățenie la voi acasă? Voi cu ce ajutați pentru a avea o casă curată și îngrijită? Te-a inspirat această resursă să creezi și tu? Imaginează-ți ce jucărie poți confecționa cu materiale din natură. Confecționează-o! Realizați o expoziție cu jucăriile create de toți elevii clasei voastre. Felicitări! Astăzi ați învățat despre curățenia într-o gospodărie, dar și cum să vă confecționați singuri propriile jucării.